Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Un Bun. Emisiunea asta, din seara aceasta, emisiunea Un Bun din seara aceasta, vreau să o analizăm din punct de vedere a țepei și a țeparilor. Hai să discutăm. În primul rând, pe 27 februarie, pe 27 februarie în istorie, la 1470, Ștefan cel Mare a incendiat Brăila. A încercat să o scoată de sub tutela țării românești, pentru că în țara românească, pe atunci, domnea Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș. L-a detronat cu ajutorul turcilor pe Vlad Țepeș. Uite, de asta vreau să vorbesc. Din istorie avem o problemă cu țeapa și cu țepare, știi? Vlad Țepeș nu era un țepar. El practica un mod de acupunctură morală, dacă vrem să o spunem așa. Țepar a fost un pic fratele său, pentru că s-a bazat pe simpatia pe care o avea sultanul față de el și a închinat țara turcilor, cumva. Și atunci Ștefan cel Mare îl știm ca un om drept și a încercat să intre, să ia țara românească sub influența lui și să o scoată de sub influența otomană. Astfel că la 1470, în plin ger, februarie, vedeți cum este acum, când toate gărzile stau pitite că le e frig, a incendiat-o. N-a reușit să o ia Brăila de sub tutela țării românești, dar a fost un război pe cinste atunci. Era tânăr, Ștefan, a primit o rană și s-a învățat și el minte că nu este bine să se lupte totuși frate cu frate. Bun, asta e în istorie. Mai aproape așa de noi, o schimbare foarte importantă în istoria noastră, la 1938. Am primit o țeapă pentru că s-a schimbat Constituția. Regele Carol al II-lea a promulgat noua Constituție la 1938, tot pe 27 februarie, și a deschis calea unui regim autoritar în România. De acolo și până la dictatura antonesciană, foarte puțin, după 1944 a încercat regele Mihai I, fiul lui Carol al II-lea, să restabilească ordinea democratică în țară, dar cu Armata Roșie pe teritoriu nu s-a putut face mare lucru. A urmat după aceea o dictatură comunistă pe care am reușit să o răsturnăm la Revoluția din 1989, dar rămășițele acelei dictaturi comuniste se văd în metehnele clasei politice de astăzi, țepari cu noi până în măduva oaselor. Imediat după Revoluție, sub sloganul "Nu ne vindem țara", ne-au vândut-o ei și ne-au vândut-o cu tot cu locuitori, adică ne-au vândut și pe noi. Noi suntem, după Siria, la cel mai mare număr din populație care a plecat din țară. Dar în Siria este război, dragii mei. În Siria se aruncă bombe. În Siria este armată desfășurată pe teren. Sunt orașe bombardate. La noi nu sunt orașe bombardate. Războiul este social și economic. La noi sunt foarte multe cozi de topor.
mă îngrijorează faptul că vor, am înțeles că Senatul a promulgat o lege sau a dat drumul la o lege, că promulgarea trebuie să o facă președintele, Senatul a dat drumul la o lege prin care se aprobă defrișarea și a pădurilor virgine din România. Deci au tăiat păduri până când au ajuns la rezervații. Vor să le taie și pe acestea. Câte țepe o să mai luăm noi, poporul ăsta? Cât de înțepați vom mai fi? Am fost înțepați prin bănci, cu tot felul de credite, cu buletinul. Am fost înțepați prin furarea fabricilor. Asta au fost de la prima. Era un morman de fiare vechi. Domnul Petre Roman, când era prim-ministru, a spus că economia României este un morman de fiare vechi. Și l-a tăiat și le-a dat la fier vechi. Secundul său la conducerea partidului, secundul său în ceea ce a privit luarea partidului pe care l-a înființat la un moment dat Petre Roman, domnul Băsescu a vândut la fiare vechi, dacă a vândut la fiare vechi, dacă nu cumva a folosit flotele de pescuit ale noastre. Cea mai mare flotă comercială a României, pe care a avut-o România, nu mai avem. Și un munte de dosare fără niciun fel de vinovat. Oare de ce? Vorbeam la o emisiune trecută despre boierii care nu trebuie să ajungă în fața justiției. Țeparii. Ia că suntem plini în istoria asta de țepari. Noi, în românii, ne înțepăm unul pe altul. Ne tragem țepe. Una din țepele importante, a fost ajungerea în funcție de președinte a României a unuia care ne-a înțepat cu flota și cu tot. Bineînțeles că el a spus că va face ordine, că el va face și va drege, că, da, sub conducerea lui, într-adevăr, fostul prim-ministru a ajuns la pușcărie. Dar au crescut baroni sub el. Păi numai doamna Udrea, numai Bica, numai Cocoș, numai Videanu, Berceanu, care mă mir că acum Berceanu nu s-aude nimic și Berceanu nu mai este așa de prezent în față. A fost ministrul industriilor pe vremea când s-au închis, ministrul industriei, da, când, pe vremea când s-au închis minele. Pe vremea când Cosma a pregătit a nu știu câta mineriadă și a făcut marșul minerilor din Valea Jiului, au ieșit, s-au luptat cu jandarmii. Până la urmă, datorită acestui fapt, Miron Cosma la un moment dat a intrat și la Mititica, a fost pacea de la Cozia, dar pe vremea aceea s-au închis foarte multe mine și s-au pregătit aceste mine pentru vânzare. Minele de cupru, minele de aur, de metale rare. Subsolul României zace de metale, de materiale bune pentru exploatat în industrie. Nu cred că cei care sunt, de exemplu, interesați de Roșia Montană, sunt foarte interesați de aurul care a rămas la Roșia Montană, pe cât sunt mai interesați de metalele rare care sunt pe lângă acel aur. Vanadiu, Wolfram și altele.
Nu le știu pe toate, că nu sunt geolog, dar mai citesc. Alea sunt mai importante în sterilul pe care ar urma ei să-l scoată de acolo și să nu ne dea nimic pe el, că e un steril, e ceva pe lângă aur. Și să ne înțepe, de fapt, că acel steril e mai important decât aurul care a mai rămas la Roșia Montană. La Roșia Montană se exploatează aur de pe vremea dacilor. Traian, când a cucerit Dacia, n-a cucerit Dacia până aici, în Moldova. Nu, n-a venit sândăluță de legionar roman aici, în Moldova. În zona asta unde vorbim noi acum, nu a călcat legionar roman. Nu. Au cucerit doar Ardealul, Oltenia, ca să poată intra. Voiau să ajungă la Roșia Montană. Asta a vrut Traian. Să ajungă la minele de aur. Și după cucerirea porțiunii acelei din Dacia, stăpânită foarte bine atunci de Decebal, pentru că era o federație de regate daciene, nu mai era Dacia aceea mare de pe timpul lui Burebista, un regat așa unitar, ci era o federație de regate dacice. Unul dintre ele era mai puternic, regatul lui Decebal, cumva le ținea în echilibru și pe celelalte, le conducea și pe celelalte. Că de aceea Decebal a fugit de Traian, cumva să treacă munții în zona Moldovei, să pornească o campanie de eliberare a capitalei. Ei, după ce a cucerit Dacia, acea bucată din Dacia, Roma a dislocat 11.000 de familii de mineri din Dalmația, de la minele de argint din Dalmația, pe care le-au terminat, le-au golit și nu mai aveau argint în Dalmația, și au mutat acei mineri cu familii, cu tot, pentru că în antichitate, să știți că nu, când se face recensământul, se scria doar în capul familiei, nu se scria și se scria tot ce era de parte bărbătească. Nu, eventual șeful familiei cu familia. Câți copii? Se face recensământul nu la cum se face astăzi. Și femeie, și copii, și eventual spuneai capul familiei cu familia pe care o are și atât. Important era șeful familiei. Au mutat 11.000 de mineri. Vă dați seama că ei au venit cu familie cu tot. N-au lăsat familiile în Dalmația și ei au venit la Roșia Montană. Că nu aveau trenuri de mare viteză pe vremea aceea să se poată vizita la sfârșit de săptămână sau la sfârșit de lună. S-au mutat cu totul. Asta este o parte din lecția de latinizare a poporului nostru. Formarea poporului român ca popor latin. O parte din coloniștii romani au venit aici. Vorbind latina, ne-au determinat și pe noi să acceptăm această limbă latină. La Roșia Montană s-a exploatat aurul de pe vremea dacilor, apoi de pe vremea romanilor, de pe vremea tuturor care au mai venit pe aici, și Austro-Ungaria a exploatat la Roșia Montană și pe vremea comuniștilor s-a exploatat la Roșia Montană. S-a exploatat aur și încă se mai dorește să se mai exploateze aur. Numai că acolo, cu ingineria, cu metodele moderne de determinare a diferitelor metale care sunt în sol, au putut demonstra geologii și geochimiștii moderni că mai există și altceva. Iacă, putem să luăm țepe. Țeapă. Încă de pe timpul lui Ceaușescu s-a construit atomocentrala de la Cernavodă. 5 reactoare. Câte merg din ele?
Țeapă, nu merg toate cinci. Industria orașului nostru. Industria orașului nostru avea o corolă de fabrici. Două din cele importante, moderne, nu mai sunt. Fabrica de zahăr, care ar fi putut exploata câmpurile comunelor din prejur și industrializa recolta, transformând-o în ceva superior. Deci rezultatul pământului, sfecla de zahăr, ar fi putut o prelucra și să exportăm zahăr, nu? Peste tot se fac dulciuri. Zahărul este o componentă importantă a alimentației noastre. De aceea, la un moment dat, și atâtea boli cu cancer și cu de toate, pentru că zahărul produce foarte mult glucoză. Nu trebuie în fiecare zi să-l luăm în corp. Dar stă la baza la multe, stă la baza multor alimente. Putem să-l exportăm, nu să-l cumpărăm de la alții. E, se vede treaba că fabrica noastră probabil era o concurență importantă pentru alte fabrici din Occident, care trebuiau să ne dea zahărul lor. Țeap, m-am tăiat-o. Cine au fost beneficiarii? Nu știm nici astăzi. Așteptăm. Nu știm. Unii dintre ei s-au dus la Domnul. Acolo nu mai vin cu... Acolo în fața lui Dumnezeu nu mai ai nici apărare, nici acuzare, nu ai nici DNA, nu ai nici nimic. Acolo ești tu cu Dumnezeu și El știe ce ai făcut. Și e păcat să știe ce ai făcut și tu să nu recunoști. Traductoare. Altă firmă importantă. Modernă. Lucra pentru Cernavodă. Țin minte că eram la liceu între a 9-a și a 10-a și acum domnul Merschi era profesor și ne-a spus odată: nu, elevilor, bă, în traductoare lucrează 1200 de ingineri. Nu știu, n-am fost să văd că dacă într-adevăr lucrau 1200 de ingineri, dar cred că lucrau 1200 de ingineri de toate specializările, de la metalurgie la electronică, mecanică, toate specializările din mecanică. Era o perlă a industriei noastre. Fâs. Unde e? Țeap. Nu mai e. E bine când nu mai e. Și oamenii unde lucrează? Oh, Germania, Italia, Franța, Spania. Marea Britanie mai modern, acum cât nu se închide cu Brexit-ul. Da, acolo sunt cei care ar trebui să lucreze aici și să ofere bunăstare familiei aici. Țeapă. Așa s-a întâmplat. Cum s-a întâmplat la nivel local, s-a întâmplat și la nivel național. Dar s-a mai întâmplat ceva pe 27 februarie. Frontul Democrat Popular s-a constituit în 1948. Știți că au fost alegeri în care la acele alegeri au câștigat imediat după război și înainte de instaurarea comunismului în România, când regele vedea cum influența comuniștilor era din ce în ce mai mare, consilierul, comisarul sovietic venea și bătea cu papucul în masă pe aici, prin București. Bineînțeles, nu prea avea ce să le mai faci la ruși, pentru că Armata Roșie era o armată de ocupație. Ca o armată de ocupație, ei veniseră să ne elibereze. Da, ne-au eliberat, de ne-au uscat. În fine, și se pregăteau alegeri. Se pregăteau alegeri, bineînțeles că au fost falsificate, pentru că Stalin i-a spus lui Gheorghe Udeș: băi, Gheorghe, băi, nu important, băi, cine iese la vot, important e cine numără voturile.
Deci nu important era că au ieșit, de exemplu, în zona noastră a Moldovei, au ieșit foarte bine Partidul Național Țărănesc, 80% din voturi, prin Fălticeni, prin zona asta, 80% a fost votat atunci Partidul Național Țărănesc și cu încă vreo 15% liberali și abia vreo 5% frontul ăsta democratic, popular. Frontul ăsta era format dintr-o alianță din pe Partidul Comunist Român, bineînțeles că el era în spate. Frontul Plugarilor, Uniunea Maghiarilor și tot felul de partide de astea de masă. Dar îmi place că spuneau Frontul Democratic Popular. Front Democratic. Ei erau cu democrația pe vârful buzelor, în limbă, cu democrația erau ei. Partid Comunist cu democrație. Ei luptau cu democrația, luptau împotriva democrației, normal, dar când se afișau, erau cei mai democrați. Vă dați seama, și după Revoluție, tot așa au venit Iliescu cu zâmbetul lui democratic. Dar el vrea o reinstaurare a comunismului cu el. De fapt, și a realizat chestia asta, cumva. Toți ăștia care vorbesc de democrație și democrație în sus și democrație în jos, până te atingi de funcția lui, că atunci când te atingi de funcția lui, nu face un pas lateral democratic să-l lase și pe altul. Nu, nu, nu. Se impune, se supără, se... Dacă îi arăți că a furat, uai de mine, e un atac la democrație. Cum adică să-mi arăți mie că am furat, că ți-am tras țeapă? Nu e adevărat. Lasă, domnule, cum? E un atac la democrație. Și astăzi mai vedem, ne uităm numai dacă am deschis orice canal de știri, orice, pac, când am dat acolo, îl vedem. Atacul la democrație, dacă cumva este băgat la pușcărie. S-au făcut o anchetă penală, să vedem ce s-a întâmplat, unde te-ai îmbogățit tu, om, tot timpul ai fost funcționar la stat, tot timpul. Și Băsi a fost funcționar la stat, tot timpul. Și Drag, tot timpul, și toți. Tot timpul funcționari la stat. Și dacă erau funcționari la stat, sunt cei mai mari moguli. Bani, adică. Bani mulți. Duși, peste hotare, peste tot. Uite, Udrea, țeapă, plecat în Costa Rica, sau până plecat. Mazăre, țeapă, plecat în Madagascar, sau toți, țeapă, au plecat, au luat miliardele și au plecat. Și miliardele plătim noi, că au fost împrumutate de ei pe numele poporului român. Și poporul român trage ca vita în jug. Plătește. Dar toate acestea vor avea un sfârșit. Hai să luăm o mică pauză de publicitate și vă mai arăt ceva din țepele moderne și după. Pauză, te rog. PVC Tomplast. Ai 3 motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Brutăria Țac Țac. De aproape 2 decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească.
Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor, unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Apa Vital are grijă de apa din municipiul Pașcani. De acum și orașul Pașcani va avea servicii de furnizare a apei la nivel european. Pentru a beneficia de serviciile Apa Vital, formați asociații de locatari în blocuri și încheiați noile contracte prin asociațiile de locatari sau individual, dacă nu locuiți la bloc. Informații la telefon 0232 969 sau pe site-ul Apa Vital. Apa Vital este parte din viața orașului Pașcani. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. În 1866 a apărut revista Sarsailă. Revista aceasta, Sarsailă, era o revistă de... Este continuarea revistei Nichi Percea. A apărut în 1866 Sarsailă pe 27 februarie. Continuarea lui Nichi Percea, o revistă de cenzură, cum ar fi a clasei politice românești de atunci. Imediat era cenzurat orice cenzurat. Cum să spun? Era admonestat, era înțepat, tot vorbim de țepe. Era înțepat orice deplasare a clasei politice românești. Nichi Percea și Sarsail au fost suspendate de mai multe ori, în repetate rânduri, datorită atacurilor pe care le-au avut împotriva instituțiilor chiar a statului, dar și pentru că și pentru că în fruntea celor instituții ale statului erau tot felul de oameni care nu și-aveau loc acolo. Și genul ăsta de... Era o presă de scandal, o presă foarte agresivă cu privire la neajunsurile pe care le făceau oamenii politici ai vremii. Deci și pe atunci se milita zdravăr și se scria dur. Țineți minte cu scrisoarea pierdută a lui Caragiale. Pac la războiul! Pac la războiul! Ei, aici nu era război, era Sarsailă sau Nichi Percea. O revistă acidă. Și noi, presa, trebuie să avem o anumită aciditate cu privire la fapte de țeapă. Deci, nu trebuie să stăm noi ca popor și mereu să fim trași în țeapă de diferiți boieri, ca să o numim așa, că nu sunt boieri, sunt țepari. Și nu vorbim doar de cei mari, ci avem noi în sângele nostru așa, stilul de a da țepe. De exemplu, iarăși, uite, citeam în presa noastră locală o țeapă. Iarăși a început țeapa cu fotomodelul. Atenție, au revenit în Piața Unirii, cum să faci mii de euro din țeapa cu fotomodelul? Înșelăciune de 2 bani în centrul Iașului, poate vine iar prin Pașcan pe Esplanadă. O firmă înființată anul trecut în București agață fete și bătrâni în Piața Unirii, promițându-le o carieră în modeling contra sumei de 100 de lei. Naivilor li se fac niște poze de tot râsul, postate ulterior pe un site și atât ai tot.
Câțiva ieșeri au depus deja plângeri la poliție. Mai bine de o lună, la Iași a revenit moda țepelor cu modeling-ul. Firma bucureșteană SC The Eccentric Concept Company, SRL, MAM, Eccentric Concept, ce nume și aleg, exact de țepare, ce aparține lui Nicolae Dorel Vasile și lui Marius Bogdan Bănică, a fost înființată în luna iunie anul trecut și și-a deschis un punct de lucru în Piața Unirii, câștigând bani frumoși pe seama naivilor și a naivității oamenilor care visează că pot deveni modele peste noapte. Da, uite, eu mă apuc acum așa, am devenit un model de succes, dragă. Este doar unul dintre cazurile de acest gen care a avut loc în ultimii ani la Iași. Deci țeparii se folosesc de naivitate, de prostia omului se folosește. Și mai am aici în fața mea, uite aici așa, este o verighetă. Un prieten mi-a spus să vorbesc despre ea. Este moda țeapa cu verighetă, știi? Mal vezi pe unul că a găsit o verighetă. Dar atunci când treci tu cu gândurile tale, unde, cum, ce fel, pac, băi, am găsit, domnule, dă-mi ceva pe ea, domnule, dă-mi ceva pe ea, cât ai dumneata, 200.000, 400.000, nu mă supăr. Uite, domnule, și-i și marcat, domnule, știuți, așa, e greuț, e mare, da? Mi-a dat prietenul verighetă. Cum a primit el verigheta asta? Un țepar. Am să-l pun la sfârșitul emisiunea să-l colege și să dea câteva secunde cu fotografia lui, cam fotografia. Un țepar să face că a găsit o verighetă. Și, hai, domnule, te rog, hai că știi, am de plătit nu știu ce, am de alimenta mașina, am de plătit gazul, am de plătit lumina, am de eu știu ce chestii din astea. N-am ce mânca, n-am unde dormi la noapte și mi-e o foame de n-am ce mânca. Te rog eu frumos, dă-mi câteva sute de mii de lei. Ui, domnule, hai, te faci cu o verighetă. Bună, domnule, e și marcată, domnule, e și marcată. Uai, de mine, și, uai, e grea, uite, e zdravă, nu? Și te păcălește, naiv, lacom. Uai, vezi, e grea, e marcată. Uai, tu nu te gândești că sunt atâtea firme care în orașul ăsta care pot să verifice dacă aceasta este din aur sau nu. Mergi la orice firmă care vinde bijuterii sau care îi dea amanet și amanetează bijuterii. Ăla n-ar fi trebuit să vină la tine om pe stradă și să spună am găsit-o, dăm ceva. Nu. Se poate duce, dacă chiar a găsit-o, se poate duce la amanet. Și acolo la amanet domnișoara îl verifică, pune un pic de acid și vede că e cupru sau tombac. Cupru, staniu, cupru, zinc, cupru, cupru și altceva. Nu trebuie să fii geniu. Nu, dar ei sunt genii în țepe. Prietenul meu a luat verighetă, s-a uitat, l-a fotografiat pe tip, cu telefonul, clanț, și a spus, da, uite, îți dau, da, cât vrei tu pe ea? Uite, uite, și-a marcat, l-a fotografiat și pe el. Cum te cheamă, l-a întrebat. Dacă ceva, o verific la... Și a lăsat la verigheta în mână, a tras-o în jurătură și a fugit. Mai și fotografiat, jang, și a fugit. Deci era clar că era țeapă. Omul mi-a spus, ia-o tu, Claud, ia-o tu, arată-o la televizor, arată-l și pe țepar, ca să nu fie, să nu mai înțepi pe alții, te rog frumos. Și lucrul ăsta l-am făcut astăzi, pentru că e păcat să fim înțepați de diferite excloci care cică vând aur pe stradă. L-am găsit acolo, sub nasul nostru. După emisiune, aveți un pic de răbdare și va fi postată și fotografia țeparului. Bine că probabil sunt mai mulți, dar pe ăsta pe care l-a fotografiat prietenul meu, îl voi arăta astăzi, măcar când îl vedeți pe stradă, să nu vă înțepați cu verighete de la el sau cu orice alte forme de aur adicătele. Bun, dragii mei, sper că am vorbit destul despre țeapă, nu? De la nivel mare, la nivel mic. Sper să nu fim înțepați. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!